Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea zilei de astăzi. Vorbim despre Franța. M-am gândit să pun titlul emisiunii Istoria, titlul ediției de astăzi, Istoria îl avortează pe președintele Franței Emmanuel Macron. Pare un titlu dur, dar să vedem despre ce este vorba. Se pare că președintele Franței Emmanuel Macron, de fapt, are un nume din Biblie. Emmanuel, în Biblie, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Eu cred că Dumnezeu mișcă istoria și inclusiv istoria Franței în așa fel încât președintele Macron să înțeleagă ceea ce a făcut, și anume, chiar dacă spuneam că istoria se pare că l-avortează, pare un cuvânt dur, dar ceea ce a făcut președintele Franței, că a scris în Constituția franceză că avortul este un drept al omului, prima țară din lume care și-a trecut în Constituție acest lucru, pare un lucru incredibil de destructiv, să scrii în Constituție așa ceva. Împreună cu noi, invitat prin intermediul tehnologiei, pastorul Daniel Todoran din Paris. Bine ați venit din nou în emisiunea La Ordinea zilei. Bine v-am găsit, bună ziua! Ce părere aveți? Am văzut ultimele teorii prin care partidul lui Macron a pierdut foarte mult în fața extremiștilor. Mă rog, ei numesc extremiști pe Marine Le Pen și acum să vedem poate ce înseamnă de fapt extremiști. Toți cei care nu sunt de acord cu unii sunt extremiști. Deci a câștigat vreo 15% la europarlamentare și partidul lui Marine Le Pen a câștigat vreo 32%, deci mai puțin de jumătate. Și răspunsul lor a fost, sau explicația a fost, că ploșnițele, a fost un scandal prin toamnă cu ploșnițele care au invadat Parisul, spuneau că de fapt sunt rușii în spatele acelei știri care a fost rostogolită pe rețelele sociale să slăbească încrederea francezilor în președintele lor. Ce părere aveți despre prăbușirea partidului lui Macron și despre legătura cu ploșnițele și cu rușii? Da. Este surprinzător și pentru societatea franceză reacția populației. Oamenii se așteptau la o reacție destul de lentă. Însă reacția asta a populației franceze, care și l-au exprimat duminică, este o reacție absolut normală datorită faptului că cei care conduc Franța la ora actuală, în mod special președintele Macron, oamenii cheie din sistemul care în momentul acesta conduc aparatul legislativ, au ignorat în repetate rânduri protestele și efectiv vocea populației. Pentru ei n-a mai contat. Au fost, amintiți-vă doar că a fost o serie lungă de proteste, vorbim aici de vestele galbene, gilet jaune, cum le ziceam noi, milioane și milioane de oameni, mai mult de o jumătate în stradă săptămânal. A fost reforma legii pensionării, care a iritat foarte mult publicul, oamenii de aici, a fost revolta agricultorilor în Franța care au blocat autorutele. Astea au fost câteva manifestări foarte, foarte mari pe care media le-a prezentat. Au fost și altfel de manifestări. Macron, într-un gest de disperare sau într-un gest de așa foarte luat la nervi, aș spune, președintele Macron a dizolvat Parlamentul francez duminică seara, când a văzut și erau doar exit poll-uri, deci doar rezultate parțiale de la votări. A dizolvat Parlamentul și a Mie mi se pare că a inflamat enorm de mult societatea franceză prin gestul său. În mod normal, se așteptau să-și recunoască înfrângerea și faptul că Franța merge într-o direcție greșită și să cheme partidele politice, oamenii care au fost aleși, care au majoritatea partidului Marine Le Pen, Frontul Național sau Rassemblement Național, cum s-a numit în urmă cu vreo 2 ani și a schimbat denumirea, pe liderii cheie, oamenii care au făcut această oarecum surpriză. Niciodată Franța nu este un partid extremă, nici de dreapta, nici de stânga, cu un așa de mare procentaj. La toate alegerile au preferat ceva mai central, rezonabil, ceva mai echilibrat. Toată lumea s-a așteptat în momentul acesta domnul președinte să-și recunoască înfrângerea și să stea la masă, la tratative, să găsească soluții. În schimb, el a jucat ultima carte, care
Este extrem, extrem de periculos ceea ce s-a întâmplat duminică seara prin faptul că el a dizolvat adunarea generală într-o perioadă în care nu există o criză majoră. Dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat perioada, nu știu, de COVID sau Charles de Gaulle a apelat de două ori imediat după al doilea război mondial la o astfel de lege. Însă în contextul acesta, populația franceză a fost foarte, foarte iritată. De genul acesta, cu influența rușilor sau alte influențe, sunt povești goale. Societatea franceză este sătulă de aroganța și indiferența cu care omul acesta și cei care au fost pe lângă el au condus în ultimii 7-8 ani Franța. Da, asta este reacția populației la manifestarea sau la pe care președintele cu miniștri au avut în ultimul timp. Dar sunt puține întreruperi datorită legăturii de internet, dar se înțelege mesajul. Deci am spus așa foarte pe scurt pentru ascultătorii noștri, ca o explicație, Macron, în loc să stea la masă și să spună, să-și recunoască înfrângerea, el a spus că rușii sunt vinovați pentru că au răspândit ideea cu ploșnițele. Altcineva este vinovat. Dar absolut. Cert este că el a pierdut. Zilele astea... Da, absolut, el a pierdut și în mod normal trebuia să fie chemat oamenii importanți din conducerea partidelor politice la masa tratativelor și să găsească, dacă putem să numim așa, o soluție de compromis pentru a trece cu bine peste perioada aceasta. A preferat în stilul său caracteristic să folosească forța și toate resursele legislative pe care ele are pentru a se impune din nou. Să vedem ceea ce se va întâmpla peste 2-3 săptămâni de aici încolo, când vor fi alegerile. Credeți că există vreo legătură spirituală între faptul că președintele Macron s-a luptat din toate puterile să înscrie în Constituția franceză avortul ca fiind un drept al omului? Avortul nu este un drept al omului, crima nu este un drept al omului, chiar dacă o scrie în toate Constituțiile din lume. Dar el s-a luptat. Credeți că există vreo legătură spirituală? Nu în sensul că l-a bătut Dumnezeu pe Macron, ci în sensul că totuși și Dumnezeu are o limită a răbdării. Deci, până la urmă, nu te poți ridica așa să susții crima și moartea cu zâmbetul pe buze doar pentru că tu ești președintele Franței. Credeți că există o legătură spirituală între... Am început să vorbim un pic despre reacția populației, a cetățenilor francezi, însă în spate oamenii lui Dumnezeu, pastorii din Franța, discutăm intens în ultimele zile despre faptul că lucrul acesta vine ca o repercursiune datorită alegerilor pe care el le-a făcut și modul în care s-a comportat vis-a-vis de tot ce înseamnă etică, valori morale, principii, pe care Franța, e adevărat, în ultimii ani a pierdut din ele. Însă ceea ce s-a întâmplat de când domnul Emmanuel Macron a preluat președinția, s-a simțit o decădere morală incredibilă. Legile pe care le-a dat, mai ales pe perioada COVID-ului, drepturile pe care le-a dat comunității LGBT și altor comunități care sunt, până la urmă, secundare, însă a făcut din lucrurile acestea efectiv puncte de lance prin care a iritat oamenii. Acum, revenind și la dreptul la avort, legea pe care la franceză populație a plăcut legea aceasta. 50% din populație, conform sondajelor, și aici este foarte relativ. Nu e adevărate sondajele acestea, dar conform sondajelor pe care le-au prezentat, francezii n-au fost iritați de legea aceasta. În schimb, noi, oamenii lui Dumnezeu, slujitorii, suntem convinși că ceea ce se întâmplă acum, cererea Franței, se întâmplă datorită faptului că omul acesta, într-un mod foarte sfidat, orice lege și orice principiu moral și spiritual. Mai mult, nici într-o țară din lume, Franța este prima țară din lume care înscrie în Constituție dreptul acesta la avort. Apoi, nici într-o țară din lume, din câte știu, am discutat cu mai mulți păstori, orice biserică din Franța, tot la 5 ani, trebuie să pregătim un dosar care îl trimitem în prefectură, tot pe mandatul lui s-a validat legea aceasta. Tot la 5 ani ca biserică trebuie să pregătim un dosar, îl trimitem în prefectură, iar prefectul tot la 5 ani trebuie să valideze dacă biserica respectivă, grupul respectiv de oameni încalcă sau nu legile statului francez. Primul ministru, și nu numai el, acum știm toți despre situația lui Gabriel Attal, actualul prim-ministru, însă ministrul de interne, Gérald Darmanin, a declarat de mai multe ori... Gabriel Attal mi se pare că este căsătorit cu un bărbat, este homosexual căsătorit cu un bărbat, dacă mi-amintesc bine, da.
Exact. Prim-ministrul Franței. Iar primul ministru al Franței, da. Ministrul de Interne a declarat că legea Franței este mai presus ca legea Bibliei și legea Comunului și orice instituție să se subordoneze legilor pe care ei le dau. Deci sunt câteva lucruri prin care ei au sfidat efectiv tot ce a semnat biserică, tot ce însemna lucrurile acestea sacre, care cândva în Franța reprezentau ceva. Vedeți, pe lângă iritația pe care oamenii o au vis-a-vis de imigrație, securitate, puterea de cumpărare, oamenii lui Dumnezeu vedem că lucrul acesta vine ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Populația franceză încearcă să scape conexii pe partea aceasta, oarecum că puterea de cumpărare a scăzut foarte mult, securitatea, sănătatea, că reacția populației este pe fondul acesta. Însă eu cred că noi, slujitorii, credem că lucrul acesta vine și ca o reacție datorită faptului că el a sfidat pe Dumnezeu și valorile lui Dumnezeu. Spunea primul ministru al Italiei, Giorgia Meloni, care merge în ritmul lui Dumnezeu, aș spune, și care susține valorile lui Dumnezeu, spunea că încearcă, cei care încearcă aceste lucruri, să ne distrugă identitatea națională, religioasă, de gen, identitatea familiei. De ce toți cei care gândesc altfel decât susținătorii avortului sau ai eutanasiei sau ai homosexualilor sunt catalogați ca fiind extremiști? Deci doar cei care susțin răul sunt buni și cei care susțin binele sunt răi. Imediat toți ceilalți sunt extremiști și răi. S-a ajuns așa la o ruptură foarte periculoasă în societate. De ce? Haideți să vă povestesc ceva. Copiii mei, adeseori când vin de la școală, am 5 copii, 3 dintre ei sunt mai mari, sunt la școală, 2 sunt mai mici, îmi povestesc despre faptul că atunci când la școală li se predă, de exemplu, o lecție de istorie, ceva care are de-a face cu Constituția și poporul francez, mereu li se inoculează, de exemplu, dacă vorbim de istoria contemporană, la ora actuală, mereu li se inoculează ideea că toată lumea, cine nu gândește ca și actualul aparat legislativ sau de conducere care conduce Franța, de fapt sunt extremiști, vor răul, nu permit decât valorile și principiile lor și fac foarte des apel la perioada nazistă sau la alți oameni de genul acesta care și compară, îi pun în paralel cu astfel de personaje. Există un sistem, din punctul meu de vedere, foarte bine gândit. Noi care am ajuns la o anumită maturitate sau care am trecut prin diferite faze ale istoriei, cred că putem face mult mai bine comparația și echilibru și ne dăm seama de adevăr. În schimb, copiii mei și tinerii care astăzi cresc în școli, li se inoculează încă din școală ideea aceasta că tot ce nu se gândește sau dacă cineva gândește diferit față de legile și de principiile și de liderii care conduc la ora actuală Franța și lumea în general, sunt de fapt extremiști. Acum, eu am studiat destul de bine profilul doamnei Marie Le Pen, altor lideri, domnului Eric Zemmour, de exemplu, sau acelui care conduce la ora actuală Frontul Național, Jean-Luc Mélenchon, de exemplu, care conduce extrema stânga din Franța. Sunt câțiva lideri în Franța care, oamenii aceștia au principii, au valori, au familii. Mulți dintre ei au o singură soție, singur soț, și-au văzut de viața lor, doar că nu sunt de acord cu legile pe care ei le promovează și cu agenda pe care o au, automat sunt catalogați extremiști. În realitate, mie mi se pare că sunt oameni foarte echilibrați. Dacă ne uităm la viața personală și privată a domnului președinte Emmanuel Macron, personal găsesc că există mult mai mult echilibru și mult mai multă acceptare în viața altor lideri politici pe care ei de fapt îi consideră extremiști. Da, cel mai grav lucru în privința lui Macron, din punctul nostru de vedere, care ne privește și pe noi românii, este că Macron era este foarte agitat să bage NATO în război cu Rusia pentru Ucraina. La început el însuși s-a întâlnit cu Putin să facă pace, așa, poza în mare pacifist. Dar acum a devenit cel mai înverșunat și pro-război. Pe de altă parte, premierul Ungariei, Victor Orban, spunea că nu vrea să verse sânge de maghiar pentru Ucraina. Și să fiu foarte sincer, eu personal subscriu la această idee. Nici eu nu vreau să-mi dau sângele meu sau al copiilor mei pentru Ucraina.
Îmi pare rău de războiul de acolo, dar am impresia că se atâță în continuu câinii războiului. Deci, este războiul lor, n-am de ce să-mi dau eu copiii să moară pentru Ucraina. Dar Macron vrea să bage NATO, inclusiv România, în acest război, să verse sânge de francezi pentru Ucraina. De ce? Aici chiar mi se pare extremism. În loc să caute pace, să vorbească și cu Zelenski și cu Putin, să facă naveta între ei, Macron vrea, gata, trimitem soldați în Ucraina, ne băgăm, murim, nu-i problemă. Aici chiar este un adevărat extremist. Deci, cum vedeți poziția lui față de războiul din Ucraina pe care Macron parcă l-agită, la fel ca și alți lideri, ca și Zelenski, ca și Biden, ca și Putin, toți parcă agită războiul. M-am uitat la câteva declarații a unor oameni care și-au afirmat public faptul că l-au votat pe, au votat pe Marine Le Pen, a votat Frontul Național. A fost un vot mai degrabă contra lui Emmanuel Macron, nu neapărat că îmbrățișează perfect toate aceste ideologii pe care oarecum extrema dreaptă sau stângă le promovează. Pentru că există foarte mult și rasism și multă violență în declarațiile acestor lideri în același timp. Dar, uitându-mă la declarația oamenilor simpli de pe stradă, oamenii au declarat că pentru ei securitatea în Franța a devenit una dintre cele mai mari priorități. Declarațiile lui Macron, faptul de a implica Franța și NATO automat în război, oamenii au privit cu foarte multă suspiciune. Observă. În Franța, securitatea Franței, ca și unitatea, până în urmă cu un jumătate de an, un an, era undeva după, statistic, după locul 10. Franța era o țară sigură. Pe lista îngrijorărilor, cetățenilor. Pe locul, după locul 10. Exact. Iar acum, uitându-mă pe ultimele statistici și la declarațiile oamenilor, mulți dintre ei au spus că au votat contra lui Macron tocmai pentru că nu se mai simt în siguranță. Declarațiile lui Macron a creat o instabilitate, o îngrijorare foarte pronunțată în viața oamenilor de rând. Adică și nouă, cred că ne pare rău de oamenii care mor acolo. Mi se pare normal în măsura în care putem să ajutăm, să dăm o mână de ajutor. Este un gest creștinesc și normal. Dar de aici și până a face afirmațiile pe care el le-a făcut și a irita și a incita spiritele, eu văd ca o imaturitate totală. Și în general, societatea franceză cred că l-a taxat și pentru aceste afirmații pe care el le-a făcut. Francezii sunt foarte rezervați vis-a-vis de tot ce înseamnă război. Franța a avut ea conflictele ei interne. Oamenii de rând au fost foarte îngrijorați, afectați de luptele care erau în stradă, deptele care au fost. Nu mi se pare un popor care își dorește să intre într-un astfel de conflict. Dimpotrivă, sunt foarte, foarte deranjați de atitudinile domnului Macron. În plus, eu cred că domnul președinte Macron ar fi avut un plus față de liderul dumneavoastră mai devreme, ar fi putut media întâlniri, eventuale discuții pentru a găsi un compromis. Aproape toți oamenii în interviurile și în discuțiile pe care le-am văzut pe tema aceasta, toți au declarat că s-o rămas nici într-un caz un război, ceea ce se întâmplă la ora actuală. Și vom vedea, nu sunt eu cel mai bun strateg și nu înțeleg foarte bine toate aspectele acestea, dar și eu cred la fel că, de fapt, dacă se va găsi o soluție, va fi una diplomatică, un compromis la un moment dat și nici într-un caz astfel de declarații. Da, spuneam și cu alte ocazii, într-adevăr, la fel cum spunea și dumneavoastră, ne pare rău pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ne pare rău pentru războiul acesta pornit de Putin împotriva Ucrainei, pentru toți oamenii care mor acolo. Însă, orice război se termină cu pace. În anul 2022, în vară, președintele Zelenski a Ucrainei spunea: noi nu vrem pace pentru că mai avem de lovit niște obiective militare. Au trecut aproape 2 ani de acolo, nenorocirile și distrugerile au continuat. Este adevărat că este o agresiune a Rusiei și ucrainienii spun: da, noi apărăm Europa de Rusia. Dacă nu, Rusia ar invada Europa. Orice război, cum spuneam, trebuie să se termine cu pace. Nu poate să dureze 100 de ani. Dar sunt unii care atâță războiul. Bun, revenind la faptul că Macron a pierdut, deci și din acest avem caz... Avem doar o completare. Doar o completare aș vrea să fac vis-a-vis de situația aceasta. În biserica noastră avem câteva familii de ucrainieni. Mă îngrijorează teribil ceea ce se întâmplă în Ucraina. Oamenii aceștia vorbesc de lucruri concrete pe care ei le trăiesc, familiile lor în Ucraina. În ultimul timp,
Mă rog, domnul Zelenski, parlamentul din Ucraina, nu știu exact cum se votează legile pe perioada aceasta de război acolo, dar mi-au povestit că aceia care nu vor să meargă în război, cei care sunt plecați, de exemplu, în Franța sau altundeva, în diaspora, sau se ascund, încep să li se confiște casele, bunurile, că le intră în conturile bancare, le sechestrează posesiuni, investițiile pe care le au, până când nu răspund să meargă să se implice efectiv fizic în războiul respectiv. Ori asta mă îngrijorează teribil, violent pe care domnul președinte Zelenski o folosește, sau manipularea pentru a constrânge oamenii să intre în acest război. Bine, a fost atunci un val, o euforie, mulți oameni și din altă parte s-au întors, s-au integrat în război, dar văzând că, de fapt, până la urmă, din tot ce mi-au povestit despre familiile lor, tinerii din satele lor, cei care îi cunosc, de fapt, s-o grămadă de oameni care au murit lupte, care erau acolo, multe dintre ele n-au nicio rațiune, dacă pot să o numesc așa, de fapt, ucrainenii pierd teren după teren, iar la ora actuală să obligi oamenii sub forma aceasta, este perioadă de război, este extrem de trist ceea ce se întâmplă acolo, dar oamenii care îl mai susțineau puțin pe Zelenski și mai vorbeau că totuși este un lider mare, aproape toată lumea acum vorbește foarte, foarte negativ despre prestația lui și ceea ce face el acum la ora actuală. Da, Doamne, oprește și pe Putin, și pe Zelenski, și pe Biden, și pe europeni. La finalul discuției noastre, cum vedeți mișcarea de faptul că în Parlamentul European au intrat și nu, prefer să nu le spun extremiști, ci prefer să le spun, există și un patriotism sănătos, de bun simț, normal. Oameni care țin la țara lor, oameni care țin la valorile normale, adică, domnule, eu vreau să copiii mei să-mi spună tată și soției mele mamă, nu părinte 1 și părinte 2. Deci, în Parlamentul European, mișcarea aceasta, după ultimele alegeri, a crescut semnificativ. Cum vedeți tendința în Europa în general, acum extrapolând de la situația din Franța? Care a preluat conducerea la Frontul Național sau Ansamblee Națională în Franța, care au câștigat peste 30% din voturile de duminică. Joseph Bardella, parcă se numește. Exact, da. Bardella are aproximativ sub 30 de ani, un tânăr foarte dinamic, foarte isteț, sclipitor. Am văzut un discurs pe care l-a avut aseară la o televiziune din Franța și a spus foarte clar: noi nu dorim să ne separăm de Europa, noi vrem să ne apărăm valorile și principiile pe care le avem. Nici într-un caz eticheta aceasta pe care ați pus-o de oameni extremiști, de oameni fără, nu știu, rațiune, fără a găsi echilibru, nu se regăsește în structurile noastre și în convingerile noastre. Eu cred, totuși, cunoscând destul de bine viața politică din Franța, citind, ascultându-i, văzându-i pe oameni, eu cred cel puțin de Franța vorbesc, în alte țări nu cunosc foarte bine în detalii, dar oamenii care în Franța au câștigat aceste alegeri sunt niște oameni, nici într-un caz nu-i putem numi oameni extremiști. E adevărat, pe alocuri în discursurile lor, mai ca reacție, a făcut domnul președinte Emmanuel Macron și alți lideri din Franța în ultimul timp, discursurile lor adesea au fost destul de piperate, anumite cuvinte nu cred că își aveau locul acolo, dar uitându-mă la viața lor, la comportul lor, la familiile lor, oamenii aceștia, cel puțin în Franța, eu găsesc ca fiind oameni echilibrați, având o viață normală, fără de extrem. Așadar, din punctul meu de vedere, eu cred că reacția pe care Europa în general a avut-o, pentru că fenomenul acesta, din ce am văzut, a fost și în Germania, în Austria, probabil și în alte țări, mie mi se pare că oamenii au început să reacționeze, cred că mai devreme ar fi trebuit să avem atitudinea aceasta. Cetățenii să iasă la vot, să se exprime, e surprinzător cum în Franța, despre asta vuiește toată media, a ajuns la, nu știu, asemenea repulsie față de politica și ceea ce se întâmplă astăzi. Niciodată în Franța un partid de extremă, nici de dreapta, nici de stânga, n-au depășit 10-12%. Iată dar că mai mult decât dublu, triplu, oamenii s-au
sătă ce au văzut în ultimii ani. Deci nu cred, nu știu cum este în celelalte țări, dar în Franța nici într-un caz nu putem numi extremiști. Împotrivă, exact ce ați vorbit mai devreme, mie mi se pare un patriotism sănătos. Oamenii aceștia gândesc de a construi ceva împreună cu Europa, dar bazați pe niște principii și valori și vorbesc foarte mult despre securitatea țării, despre puterea de cumpărare a cetățenilor din țara ta, pentru a nu amesteca toate lucrurile. În Franța noi avem un grup de oameni care în fiecare duminică merg pe stradă și part sandwich-uri, discută cu oamenii, cântă, se roagă împreună cu ei. Îmi povestesc că în fiecare an sunt tot mai mulți oameni care locuiesc pe stradă. Străzile Parisului sunt pe oameni de post, oameni care au pierdut din diverse mai mare nemulțumirea populației vizează tocmai aspectul acesta. Oamenii nu mai au puterea de cumpărare de altă dată. Oamenii trăiesc din ce în ce mai greu. Da. Și eu nu cred că oamenii aceștia sunt extremiști, n-am văzut nici la unul în politica lor, în viața lor privată, chestiuni de extremă și de a cataloga așa. La final, un minut, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, sunteți slujitor al bisericii, cel mai important lucru pe care îl putem face noi creștinii născuți din nou, din apă și din duh, așa cum spune Biblia, este să ne rugăm. V-aș ruga să veniți într-o rugăciune scurtă înaintea lui Dumnezeu pentru Franța și pentru Europa. Doamne Dumnezeule, ne închinăm înaintea Ta. Știm că dincolo de voturile, deciziile oamenilor, jocurile pe care oamenii le fac, Tu ești Dumnezeu care vezi fiecare mișcare și tot ceea ce se întâmplă în Europa și în lumea întreagă. Suntem în fața unor momente delicate, mai ales în Franța, despre care noi am discutat peste 2 și 3 săptămâni. În Franța vor avea loc alegeri. Te rog, întinde-ți Tu mâna Ta peste țara aceasta. Uită-te, Doamne, la președintele care conduce, la oamenii, la liderii care conduc țara aceasta, uită-te la populația aceasta, din punctul nostru de vedere, mersi greșită, de aceea te rog frumos, întinde-ți Tu mâna Ta și fă-ți numele de slavă peste țara. Cândva oamenii care au condus țara aceasta au vorbit despre Tine, despre valorile și principiile pe care Tu le-ai lăsat pentru orice națiune. Constituția acestei țări cândva a avut la baza ei legile Bibliei. Însă astăzi observăm o degradare și nu numai aici, în întreaga Europa, chiar și în România. De aceea recunoaștem de ajutorul Tău. Știm, așteaptă, dar mai știm ceva, că Tu ești în controlul lucrurilor. De aceea, Doamne Dumnezeule, din înaltul cerului, te rog să binecuvintezi Franța, Europa, România, liderii, președinții, oamenii care conduc continentul acesta, lumea întreagă. Te rog frumos, Doamne, binecuvintează-i cu înțelepciune dumnezeiască. Iar pe noi, ca și slujitori ai Tăi, ca și copii ai Tăi, ca și oameni care Te reprezentăm în lumea aceasta, dă-ne să știm cum să ne poziționăm de fiecare dată. Ține-ne în harul Tău, ai grijă de familiile noastre, de casele noastre și binecuvintează-ne în tot ce facem. M-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi din Franța pastorul Daniel Todoran. Am vorbit despre situația de acolo. Partidul președintelui Macron a ajuns la 15% față de un partid al lui Marine Le Pen, numit de el extremist, care a ajuns la 32%. Și explicația pe care au găsit-o francezii și președintele și serviciile secrete a fost că rușii au răspândit o idee despre ploșnițe în Paris, lucru care n-a fost adevărat, și mă întreb unde erau serviciile secrete franceze când rușii răspândeau astfel de idei, dacă este adevărat. Deci, într-un fel, ploșnițele mici răstoarnă Macronul mare. Sau, aș întreba, oare ploșnițele care l-au mușcat pe Macron vor vota împotriva extremiștilor? Ediția de astăzi a emisiunii La Ordinea Zilei am numit-o Istoria îl avortează pe președintele Macron. Este un titlu dur, dar știind că el a înscris în Constituția Franței avortul drept un drept al omului, nu m-aș mira să intre Dumnezeu la judecată cu președintele Macron. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să auzim doar vești bune în general și în special.